Am să fac un video scurt. Uh, în mod normal aș pune textul pe ecran, dar l-am făcut rezumat în limba engleză, pentru că așa studiez eu și atunci n ai rost să-l pun pe ecran. Am să las doar imaginea să mă cenzurez cât mai mult. În limba engleză eu folosesc literele Z de la zebra și J de la jaguar, ca să mă refer la, la ăștia care no, nu îi po pot critica. Da, să începem cu niște lucruri mai interesante, care oricum toate sunt interesante și am, am, și documentarul interzis l-am pus pe Facebook, linkul link-ul subtitrat sub în limba română, e foarte ușor să găsești pe internet când cauți cu motor de căutare care nu este Google, deci informația este publică, disponibilă și l-am pus pe Facebook, acolo se poate pune și cum website-ul e respectat, Facebook nu poate să-l cenzureze. Să vorbim despre lucrurile istorice în legătură cu ozn și cu fenomenul ozn -urilor. În limba română prea puțin români știu că este asta, pentru că nu prea se discută. În limba engleză și în alte limbi sunt foarte multe informații, dar sunt informații corupte, pentru că ea, lungă istoriei, mai ales după al doilea război și mai ales în special din anii 80 încoace, e multă diaree mentală, cum spun eu, și multă fantezie, fără niciun fel de lucru solid. Atunci, să vorbim despre tehnologia avansată care a avut-o Germania și sunt cărțile în limba germană care vorbesc despre toată tehnologia inginerilor nemți care dezvoltau această tehnologie și care a fost dat ordini specific de la de la în alta ordine militară pentru a se pentru, deci a fost top secret cum ar veni la nivel de stat. Sunt evidențe că a fost o grupă de nemți care au luat cu ei 250.000 de oameni și au plecat cu submarinele și cu ozn și care a fost o mică bătălie pe Ocean Atlantic, o să vorbim despre chestia asta și de aceea aliații după aceea au plecat cu operația High Jump în 46 și 47 în 1947 și s-au întors în vin și apoi almirantul Bird și șefului, primul secretar de stat de apărare, în Statele Unite au fost amândoi demiști din funcție și au dispărut. Sunt niște lucruri istorice care sunt adevărată și se poate vorbi despre ea atât timp cât e cenzurez cât de cât. Um, mai sunt niște întrebări că unii spun în limba, în limba, engleză că de ce ăștia nemții care au plecat cu tehnologia lor avansată nu vin să ne salveze pe noi ăștia care au rămas aici cum ar veni. N-am să vorbesc despre chestia asta acum pentru că ar fi pentru cei care n-au studiat pentru ei ar fi prea, în primul rând, prea mult, prea dureros și nici nu ar înțelege. Eu, și nici nu am înțeles la început, acum 5 ani, când am început să studiez, abia după 5 ani, acum înțeleg și eu, de fapt, ce s-a întâmplat și ce, ce, suntem noi, de fapt, în lumea asta și în ultimii 80 de ani, la, din 1945 încoace. Uh, da, 80 de ani, 45 cu 80, o să fie 80 de ani în 2025, dai seama, anul viitor o să fie 80 de ani în 1945. No, în, în, oricum în limba engleză și pe internet este toată chestia asta cu ufologia, cu OZN-urile, no, toate lucrurile aiurea care se dau în știri și n-au niciun rost pentru că doar eu îi spun diaree mentală pentru că n, n, -ai, n ai cum să o iei nicicum. Evident că, înainte ca să înțelegi lucrurile cu tehnologia avansată și cozinele, trebuie să vezi documentarul ăla interzis, despre care nu este voie să vorbești. N-ai voie să spui nici măcar numele. Am experiență, am primit strike, nu poți să spui titlu, nu poți să spui o imagine cu titlu, nu mă refer la poze din documentar. Să spui doar numele, n-ai voie. Nici măcar să citești de pe, de, de pe Wikipedia. Cred că doar dacă spun documentar interzis este ok, pentru că cuvintele documentar și interzis încă n-am observat să fie cenzurate și să primești. Uh, Strike pe YouTube. Uh, N-ai voie să spui nici numele uh, mustaciosului care vorbește în limba germană. I-am pus și un video în care am pus în miniatură, nu un video, în miniatură, ce se numește în engleză thumbnail, adică ce vezi tu pe YouTube, când cauți video pe YouTube și vezi videoclipurile și vezi miniatura, înainte ca să dai click, ei, în miniatura am pus o imagine normală, istorică, cu mustaciosul și am primit strike. Strike. De asta e pentru că am pus o simplă imagine în miniatură. Atunci, toată lumea știe că în vingătorii scriu istoria, nu? Și toate cărțile care au fost scrise după 1945, știți foarte bine cine, cine le-a scris în limba engleză și rusă. Și în germană, în Germania, care a fost, bineînțeles, nu, în, nu în cărțile care au fost scrise de către câțiva nemți care au fost, care n-au fost respectați, de fapt, din cauza că au scris cărțile respective și cele mai multe n-au ieșit nici pe care în limba engleză, dar sunt doar în limba germană. Este unul, un tip care este, nimeni nu vrea să vorbească despre el, toată lumea, adică tot se știe cine a fost, dar nimeni nu vrea să atingă subiectul, pentru că, eh, normal, cade pur și simplu toată chestia asta cu ozn și cu toate știrile tipice de OZN-uri, cade la pământ, de se distruge, pentru că atunci când vezi cartea și citești, am să-i spun doar numele, uh, numele de familie îi, uh, z u n d l și numele lui a catare e r n s t e un nume foarte nemțesc. Um, a avut foarte mult de suferit omul ăsta, dacă citești istoria. Și atunci mai sunt alte cărți de altor nemți care sunt grozave pe subiectul respectiv cu, a, cu tehnologia auzineurilor. Eu um, ăștia care au scris cărțile astea, ăștia într-adevăr sunt oameni de calitate, pentru că toți au avut probleme cu sistemul normal, acolo poți să-ți dea seama când deja ai probleme majore cu sistemul e, și cu presa și cu poliția și cu toate, mai ales în anii în anii 60-70. Deci. A fost 20-25 de ani după război. Multe lucruri câte nu se știu, adică se știu, dar nu se studiază. E, și mă refer în limba germană, în limba engleză, în limba rusă. E, ce mai pot să spun așa ca să mă cenzurez un pic? E, da, tot ce a fost după aceea cu. că au fost persoane care au dat testimoniu, că au spus că eu am fost abdus de OZN-uri și că am fost dus pe nu știu ce planetă, toate lucruri false, lucruri de fantezie. Singurele cărți sunt în limba germană care spun clar. Și acolo poți să dai seama ce înseamnă tehnologia, ce înseamnă ingineria, ce înseamnă um, vehiculele zbărătoare electromagnetice, Sunt lucruri fascinante. Um, cum am spus, documentarul ăsta de 12 ore care atât ce îl înțelegi și combini cu cărțile în limba germană și combini și cu uh, cărțile lui Vibes of Cosmos, pentru că Vibes of Cosmos arată ce este, de lumea ca și Pământ, deci ieși din diarea aia mentală cu globul care se învârtește cu apă curbată, încea le combini astea trei lucruri, documentarul interzis cu cărțile în limba germană despre OZN-uri și la nivel militar și cu cărțile lui Vibes of Cosmos despre lumea adevărată și într-adevăr că poți să spui că ai ieșit din Matrix, nu? Cum este vorba în că engleză, ca să ieși din Matrix, din matrice. Uh, și, nu, no, într-adevăr, în toate Um, lucrurile care au apărut în presa anilor 40, 50, 60, 70 în 1900, în secolul trecut primele deci aia, aia, în aia 30 de ani din 40 până în 70 tot timpul se spunea și este adevărat și este atestat că erau um, discuri metalice zburătoare discurile metalice și după aceea din anii 70 și 80 încoace s-a făcut tot posibilul ca să se um, ia atenția de, de pe chestia asta cu nemții, I acolo au început lucrurile că vin nordicii din galaxia Pleiadelor și nordicii blonzi cu ochi albaștri din galaxia Pleiadelor și că cei care vor să ajute specia umană, dar după aceea să știe alți extraterestri răi. Nu, Atât normal, pentru cei care nu, care știu lucrurile astea numai din anii 80 încoace, eu m-am născut în 88, dar am studiat ce a fost înainte. Îți dai seama de multe chestii și înțelegi de fapt totul. Înțelegi? Deci tot secolul 20 îl înțelegi. asta a fost un video de introducere pentru că n-am avut cum să-l fac altfel doar ca să dau niște, niște așa detalii un pic mai cenzurate despre ce o să vină în continuare pe canal. Și da, trebuie să am foarte mare grijă să nu spun niciodată numele și titlul documentarului și să nu spun nimic despre mustacios, să mă cenzurez cât mai mult. Trăiască lumea liberă în democrație. Ne vedem în următorul video.